Bună seara, bine v-am găsit la știri. Viorica Dăncilă a fost așteptată cu huiduieli și apostrofări la Mamaia, unde se desfășoară școala politică de vară a organizației de femei a PSD. Câțiva protestatari au escortat-o pe Dăncilă încă de cum a coborât din mașină și până a intrat în clădire și-au determinat-o să grăbească pasul, apoi ajuns în fața colegilor s-a plâns de relele tratamente la care este supusă din partea românilor, mărturisind că este șocată de răutatea compatrioților. La sosirea la pavilionul expozițional din Mamaia, unde are loc școala politică de vară a organizației de femei a PSD, Viorica Dăncilă a fost întâmpinată de mai mulți protestatari care au huiduit-o și i-au atras atenția că este doar o marionetă a președintelui PSD Liviu Dragnea. Sunteți o marionetă! Marioneta lui Dragnea! Protestatarii au purtat tricouri pe care scria fără penal, dar și alte mesaje anti-PSD. La scurt timp după apariția protestatarilor în zonă a apărut și un echipaj de poliție cu doi agenți. Polițiștii au intrat în pavilionul expozițional, iar la ieșire i-au cerut unui bărbat care le atrăsese atenția că poliția și jandarmeria și-au pătat onoarea să se legitimeze și l-au verificat în baza de date. Agenții au spus că nu vor aplica nicio sancțiune, întrucât bărbatul nu a comis nicio neregulă. Hoții! Hoții! După ce a reușit să scape de apostrofări și a pătruns în clădirea în care a avut loc întâlnirea premierului Viorica Dăncilă, parcă i-a mai venit inima la loc. Întrebată cum comentează faptul că senatorul PSD Nicolae Bădălău a participat la un eveniment în care diaspora ar fi fost insultată, Viorica Dăncilă le-a cerut protestatarilor să fie mai buni și mai înțelegători. Suntem totuși în an centenar, haideți să fim mai buni! Apoi ajunsă la pupitru, a pozat în victimă și a condamnat atacurile românilor la adresa ei. Vă mărturisesc că am fost descumpănită de virulența atacurilor lansate asupra mea. Dar cu timpul am înțeles un lucru, că cei mai înverșunați adversari, care îmi numără virgulele sau greșelile de exprimare, nu au altceva de criticat și atunci se limitează doar la aceste lucruri. Iar după ce și-a mărturisit păcatele, în ropote de aplauze frenetice, a promis că va mai greși și a cerut clemență în avans. Da, poate că am greșit. Este o presiune imensă. Este o oboseală imensă. Încerc împreună cu colegele și colegii din cabinet să facem cât mai multe lucruri. Și poate de multe ori, din neatenție sau pe fondul oboselii, am făcut greșeli. Și poate voi mai face. Între timp, Liviu Dragnea a convocat mai mulți lideri PSD la o ședință secretă înaintea CEX-ului, care va avea loc în acest weekend la Neptun. Diana Bone are detalii de ultima oră. Bună seara, Diana! Bun găsit! De altfel, există în aceste ore două ședințe în paralel care se desfășoară ca premergătoare discuțiilor care vor avea parte vor fi parte din CEX-ul de mâine. Vorbim pe de-o parte despre susținătorii lui Liviu Dragnea și acesta. Liviu Dragnea își dorește să aibă susținerea unei părți din partid cu privire la o potențială ordonanță guvernamentală privind amnistia și grațierea, o ordonanță care, de altfel, în urma discuțiilor care vor avea loc în cadrul Comitetului Executiv, să fie deja clar elaborată și ulterior votată într-o ședință de guvern. De partea cealaltă vorbim despre o întâlnire a oponenților lui Dragnea și trebuie să spunem și câteva nume. Mihai Tudose, Gabriela Firea, dar și Ecaterina Andronescu sunt, iată, cei care își doresc ca Partidul Social Democrat să aibă parte de o revoluție, să fie în alt mod condus. De altfel, chiar Ecaterina Andronescu, fostul ministru al educației, spunea în scrisoarea care i-a fost adresată lui Liviu Dragnea în urmă cu ceva timp, că este foarte posibil ca Partidul Social Democrat
electorat, să piardă din electorat dacă lucrurile nu vor fi în următoarea perioadă schimbate. De altfel, știm cu siguranță în urma participării Vioricăi Dăncilă de astăzi de la întâlnirea femeilor social-democrate că aceasta are susținerea unui număr destul de mare de membri de partid din PSD și de altfel că nu va face niciun fel de pas în spate, spunea aceasta. Ne așteptăm de altfel și la o remaniere în sânul Partidului Social-Democrat. Sunt o serie de nume de miniștri care vor fi cel mai probabil dați la o parte, astfel încât problemele din Partidul Social-Democrat să fie în acest fel rezolvate. Mulțumesc. Moment scandalos la o petrecere la care au participat mai mulți grei din PSD. Vedeta a fost senatorul social-democrat Nicolae Bădălău, căruia lăutarul îi se adresează cu nașul. Întoiul chefului a plouat cu dedicații jignitoare la adresa diasporei, dedicații făcute de primarul comunei Clejan, Florin Nidele. Au fost postate pe pagina de socializare a unui deputat din opoziție. Se pare că petrecerea de pomină ar fi avut loc joi seara în Bolintin Vale, județul Giurgiu, acasă la fiul lui Nicolae Bădălău. Deputatul USR care a postat clipul susține că și Nicolae Bădălău ar fi cântat alături de lăutar o strofă din melodia care are un mesaj jignitor la adresa diasporei și chiar ar fi dansat. Potrivit clipului video, melodia este dedicată PSD și senatorului, iar cel care ar fi dat dedicația pare a fi primarul din Clejani, Florin Nidela. De la domnul Florină, de la domnul primar, să țin aproape domnul primar. Să-i dea Dumnezeu sănătate pentru nașterii cu Bădălău. Bădălău a recunoscut că a participat la acest eveniment, fiind vorba despre tăierea moțului nepotului său, dar susține că nu el a dat dedicațiile și că dezaprobă în totalitate un astfel de limbaj. Cel care spune pentru nașul Bădălău e bunul din formație de acolo, care cântă la mandolină, la nu știu ce. Dezaprob și atitudinea și limbaj. Dar în momentul ăla nu cred că eram acolo, am mai spus-o, am auzit-o, am văzut-o astăzi mai bine. Cineva îmi spunea mai devreme, dom'le, de ce nu ai luat atitudine? Iertați-mă, cum? Să mă duc să iau microfonul omul ăla? Ce să fac? Să cer textele înainte de petrecere? În loc să ia atitudine, însă Bădălău a preferat să se viseze ambasador. Am făcut viața mea, ce mi-a făcut inima, eu sunt cu Bădălău, o să ajung ambasador. Ministrul Cercetării și Inovării, Nicolae Burnete, nu a mai așteptat evaluarea și a demisionat din cabinetul Dăncilă. Burnete a precizat într-un comunicat postat pe site-ul ministerului că a demisionat din motive personale, iar decizia este irevocabilă. În același timp, Viorica Dăncilă declara că nu se poate discuta deocamdată de o posibilă remaniere guvernamentală, deoarece nu s-a făcut încă evaluarea fiecărui ministru.
Ministrul Cercetării și Inovării și-a dat demisia la scurt timp după ce premierul Viorica Dăncilă a declarat că va face o evaluare a miniștrilor în legătură cu sarcinile și obiectivele îndeplinite în programul de guvernare. Dăncilă a precizat că momentan nu ia în calcul nicio remaniere guvernamentală. Mai mulți lideri PSD sunt nemulțumiți de activitatea unor miniștri, printre care se numără și Nicolae Burnete. Știu de această demisie, o să vă spun pe urmă, după ședință. Nicolae Burnete este primul ministru al guvernului Dăncilă care își depune mandatul. Aveți o demisie astăzi în guvern, doamna ministru. Crezi că vă mai fi și altele? Nu știu. Nu știu. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat în urmă cu câteva zile că este posibilă și o remaniere, deși acest lucru depinde de Dăncilă. Conducerea Partidului Social Democrat se reunește la Neptun în acest weekend, unde s-ar putea discuta despre evaluarea membrilor executivului, situația Ecaterinei Andronescu, dar și o posibilă remaniere a președintelui Iohannis. Tot atunci ar urma să se desfășoare și o reuniune cu grupurile parlamentare și cu liderii din organizațiile județene. Elena Udrea a avut o primă reacție pe pagina personală de Facebook după ce a pozat seminut pe coperta unei reviste din România. Refugiată în Costa Rica după condamnarea în dosarul Galabute, Udrea spune că scandalul arată nivelul de ură și de divizare din societate. Apariția Elenei Udrea pe coperta revistei a fost controversată, mai mulți internauți criticând faptul că s-a spus că trăiește în exil, fără a se face referire la sustragerea de la executarea unei pedepse dispuse de instanță. Conducerea grupului care deține revista a recunoscut că modul în care a fost împachetat subiectul a fost greșit. Fostul ministru al dezvoltării a intervenit în dezbaterea aprinsă de publicarea pictorialului. Elena Udrea a publicat un mesaj pe pagina sa de socializare însoțit de numeroase poze cu ea însărcinată. În unele fotografii apare alături de iubitul ei, Alexandrov Adrian. Virulența de ieri a unora arată însă mult mai mult decât interesul de a se raporta la cineva anume, la mine de data aceasta. Arată cât de departe merge astăzi divizarea societății, cât de bazată pe ura cultivată intenționat este această divizare și cât de radicalizate sunt taberele. Mesajul Elenei Udrea se termină cu un postscript la fel de acid. Știu că este la mod în România să se înjure în gura mare, să se dea și să se ia în piața publică, însă eu rămân old fashion. Ca urmare, celor care caută un spațiu virtual unde să se descarce de frustrări prin mizerii și vulgarități, le recomand să părăsească această pagină ca să nu fiu nevoită să-i blochez. Elena Udrea urmează să aducă pe lume la sfârșitul lunii octombrie o fetiță pe care o va chema Eva Maria. Spune că a sperat că acest lucru se va întâmpla în România. Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Galabute la începutul lunii iunie. Decizia este definitivă. Fostul ministru al turismului a aflat sentința în Costa Rica, acolo unde se afla din luna februarie și unde spunea că ar avea statut provizoriu de refugiat politic. În iulie, avocatul fostului ministru al turismului a depus o contestație în anulare la decizia de condamnare. Președintele României, Klaus Iohannis, a lansat un nou atac la adresa guvernului. Șeful statului susține că miniștrii au alcătuit prost bugetul și cere despăgubirea crescătorilor de porci. Totodată, Iohannis a subliniat că este inadmisibil ca anumiți membri ai executivului să acrediteze teme false care condiționează derectificarea bugetară, despăgubirea fermierilor rămași fără porci din pricina incompetenței guvernului. Șeful statului critică în termen dur executivul, despre care afirmă că a alcătuit prost bugetul fără să se gândească la fondurile necesare pentru situații de criză. Vina pentru situația bugetară critică în care se află acum guvernul aparține în totalitate miniștrilor care la începutul anului nu au fost capabili să facă estimări corecte cu privire la fondurile necesare ministerelor pe care le coordonează. Este inadmisibil că membrii guvernului acreditează teme false care condiționează de rectificarea bugetară o serie de cheltuieli esențiale, cum ar fi plata pensiilor sau achizițiile de medicamente. Această abordare nu reprezintă altceva decât un exercițiu cinic de manipulare a opiniei publice din care PSD a făcut un adevărat mod de guvernare, arată șeful statului într-un comunicat. Și pentru că nu a fost în stare să-și gestioneze bugetul, cabinetul Dăncilă s-a trezit acum în plină criză a pestei porcine, fără bani. Klaus Iohannis îi cere însă executivului să ia măsuri urgente pentru a bloca răspândirea virusului și să acorde cât mai repede despăgubiri românilor și producătorilor afectați. Cheltuielile din fondul de rezervă pe care guvernul l-a făcut pentru pesta porcină africană sunt zero. Nu poate fi identificat niciun act normal
informativ în ciuda spuselor ministrului finanțelor prin care să fie alocată din fondul de rezervă vreo sumă, oricât de mică, în legătură cu criza generată de pesta porcină. Modul defectuos și lipsit de prudență în care a fost gestionat fondul de rezervă a făcut ca astăzi, când într-adevăr ne confruntăm cu o situație de criză, guvernul să nu mai dispună de bani în acest fond, deși fondul de rezervă al guvernului se alimentează în mod curent, nu doar prin rectificări bugetare. A mai transmis Iohannis executivului, între timp același guvern se plânge că într-adevăr are nevoie urgentă de bani, dar pentru pensii nici de cum pentru despăgubiri. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a fost cel care a anunțat că fondul de rezervă al executivului este pe zero după ce s-au dat bani la inundații, calamități și, afirmă el, pesta porcină, contrar spuselor președintelui țării. În acest context, ministrul a mai declarat că viața unor oameni, precum copiii grav bolnavi, depind acum de rectificarea bugetară. Președintele țării a cerut, în schimb, o rectificare parțială. După aproape 3 ani de la tragedia care a îndoliat România, procesul colectiv s-ar putea relua de la zero. Judecătorul care s-a ocupat de acest caz a ieșit la pensie. Președintele Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul de eliberare din funcția magistratului Valeriu Tărceanu. Reprezentanții victimelor din incendiul colectiv au acuzat de nenumărate ori tergiversarea dosarului. Valeriu Mihai Tărceanu de la Tribunalul București se va pensiona începând cu 3 septembrie. În aceste condiții, toate actele efectuate de judecător în cazul colectiv ar putea fi anulate, iar procesul ar putea fi reluat de la zero. Cererea de eliberare din funcție prin pensionare a fost aprobată de plenul Consiliului Superior al Magistraturii la finalul lunii iulie. Cazul colectiv a ajuns inițial la judecătoria sectorului 4 în aprilie 2016, iar mai apoi la Tribunalul București, după ce judecătoria a decis să reunească dosarul incendiului cu cel al fostului primar Cristian Popescu Piedone. În această cauză s-au constituit părți civile 139 de persoane, 11 spitale și 5 instituții. A fost nevoie de 2 ani jumate pentru ca procesul să-și intre în sfârșit pe fond și după 2 ședințe judecătorul să-și prezinte cererea de concediu. Vă dați seama că pe noi ne-am întors. Din ce știu, deja au fost propuși câțiva judecători, dar toată lumea refuză dosarul. Cu siguranță toată lumea își dă seama de implicațiile pe care le poate duce un astfel de proces dacă el și-ar urma un curs corect. Următorul termen în dosar a fost fixat pentru data de 10 septembrie la Tribunalul București. În noaptea de 30 octombrie 2015, 29 de tineri au murit în incendiul de la clubul colectiv și alte câteva zeci pe patul de spital. În total au pierit 64 de suflete. Tinerii se aflau la concertul de lansare a trupei rock Goodbye to Gravity. Situație de-a dreptul halucinantă pe aeroportul internațional Iași. Un mecanic tarom a venit beat la muncă și a început să-și agreseze colegii. Individul a fost condus de forțele de ordine în afara aeroportului, însă omul s-a întors după 10 minute și a reluat scandalul. Potrivit raportului făcut de reprezentanții companiei, bărbatul avea o alcoolemie record, 2,1 la mie alcool pur în aerul expirat. Mecanicul a fost suspendat din orice activitate și de mâine va rămâne fără loc de muncă. Tarom transmite că de la data incidentului până în prezent, salariatul nu a desfășurat niciun fel de activitate în cadrul companiei. Experții în aviație spun că ceea ce s-a întâmplat pe aeroportul de la Iași este un caz extrem de grav și chiar dacă astfel de situații sunt rare, în momentul în care se întâmplă trebuie luate cele mai dure măsuri. Nu era nevoie ca să comită ceva care să pună în pericol siguranța aeronavelor. A fost de ajuns să creeze premiza. S-a prezentat la serviciu PAT, în fișa postului scrie că nu se poate face așa ceva, iar făcând deliberat această, având deliberat această atitudine și această stare, el trebuie deferit justiției pentru punerea în pericol a siguranței aviației. Scandalul a avut loc în urmă cu mai bine de o lună și a fost consemnat în raportul unui inspector al aerogării, dar s-a aflat despre existența documentului abia acum. Potrivit martorilor, a fost nevoie de intervenția poliției de frontieră pentru a calma situația. Bărbatul a fost dus la cabinetul medical, unde rezultatul în urma verificării cu aparatul alcool test a fost șocant. Bărbatul avea o alcoolemie de 2,11 la mie alcool pur în sânge. Dacă acesta ar fi avut vreo intervenție la vreo aeronavă, cel mai probabil acțiunile sale ar fi dus la o catastrofă.
catastrofă. El trebuie să preia de la comandant toate problemele pe care le-a înregistrat pe traiect până la aterizarea aeronava și să facă remedierile necesare dacă este cazul, inclusiv să facă unele inspecții, o pregătire nemijlocită a aeronavei înainte de noua decolare. Tarom mai transmite că rezultatele anchetei au relevat faptul că nicio normă de siguranță nu a fost încălcată, deoarece angajatul respectiv nu a lucrat efectiv la nicio aeronavă în ziua respectivă. Totodată, compania dă asigurări că are toleranță zero față de astfel de cazuri. Imagini scandaloase în sighetul Marmației. La mai bine de un an după ce au fost interzise numerele de circ cu animale sălbatice, un elefant a fost plimbat pe mai multe străzi din oraș pe o platformă escortată și de 3 mașini de poliție. Vreau să mănânce. Uite-te, vreau să mănânce. Ce face? Vreau să mănânce. Imaginile au fost surprinse pe străzile din sighetul Marmației, județul Maramureș. Un elefant a fost plimbat prin oraș pe o platformă pentru a promova un spectacol de circ. Mai mult, convoiul era însoțit de mașini de poliție. Pe lângă faptul că acest lucru este interzis prin lege, acțiunea organizatorilor a stârnit un val de indignare. Animalul pare înfometat pentru că încearcă să mănânce ramuri de copaci de pe marginea drumului. Legea potrivit căreia animalele sălbatice nu mai pot fi folosite în circuri a fost adoptată după moartea celor 11 animale anul trecut într-un incendiu izbucnit la circul Globus. Infracțiunea se pedepsește cu amendă sau chiar închisoare de la 3 luni la un an. Vremea neașteptată la început de septembrie, vom avea parte de un început de toamnă mai călduros ca niciodată. Meteorologii au anunțat că vom avea parte de caniculă și în zilele următoare. Abia de la jumătatea lunii viitoare este posibil să se mai răcorească puțin, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 25 de grade. Primele zile de toamnă vin cu temperaturi de foc 35, chiar 36 de grade. Dacă ne referim la câmpia română, și poate și la lunca Dunării. Totuși, această vreme călduroasă este continuitatea a ceea ce am avut și zilele trecute, chiar dacă sunt și creșteri de un grad, două de la o zi la alta. După weekend, Arșița va fi domolită puțin de ploi în partea de vest și sud-vest a țării, în rest însă va continua să fie foarte cald. Partea bună pentru cei care își petrec încă zilele acestea frumoase pe litoral este că acolo rămânem în aer cu temperaturi de 28-29 de grade, apa mare și ea destul de ridicată încă la 24-25 de grade. Și în anii 2015 și 2017, luna septembrie a debutat și cu 38 de grade în anumite localități. Toamna va reveni abia la mijlocul lunii septembrie, când temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 25 de grade Celsius. Scandalul din Vama Albița continuă. Românilor care vor să ajungă la Chișinău pentru a participa la Marșul Unirii li se interzice de aproape o săptămână să intre în Republica Moldova. Oamenii sunt disperați și cer sprijinul autorităților române pentru că, spun ei, nu au încălcat nicio lege. Am încercat iarăși în această dimineață, în jurul orei 8, să intru în Republica Moldova. După o oră am primit o hârtie cu acest refuz. Românilor nu li se permite cu niciun chip să intre în Republica Moldova pentru a participa la Marșul Unirii. Oamenii stau de zile bune între cele două țări și singura lor speranță pentru a fi lăsați să treacă este acum sprijinul autorităților române. Solicit de aici, din Vama Albița, sprijinul Ministerului de Externe și intervenția statului român pentru apărarea dreptului meu și apărarea multor altor cetățeni ai României care au probleme în momentul ăsta în Republica Moldova. Vă rugăm frumos, nu ne lăsați aici în vamă. Autoritățile din țara vecină le-au interzis celor aproximativ 40 de români să intre în Republica Moldova pe motiv că au perturbat ordinea publică. Ministerul Afacerilor Externe a cerut explicații autorităților de peste Prut în legătură cu situația românilor blocați la frontieră, însă nu a primit nicio explicație. România a ignorat avertismentele Comisiei Europene privind pesta porcină venite încă de anul trecut, iar acum plătim pentru ignoranța guvernanților. Rezultatul, sute de mii de porci uciși, ferme închise, sute de focare, iar boala se extinde de la o zi la alta. Raportul Comisiei Europene a fost finalizat în ianuarie 2017, iar în februarie au apărut concluziile. Habar nu avem să gestionăm turmele de mistreți, nu știm să ne securizăm fermele, iar controlele autorităților în loc să se îndesească s-au rărit. Se știa de pesta porcină africană din 2015. Cum putem ne gestiona
o panzotie. Ce înseamnă panzotie? Adică o boală, o epidemie care se transmite de la un continent la altul cu foarte agresivă. Și mai sunt și 24 de tulpini în această boală. Dacă noi nu gestionăm piața neagră a cărnii, piața neagră a animalelor în vii, nu gestionăm foarte bine, nu știm câte animale avem în GP-uri, în gospodăria populației, că noi avem raportate undeva la 1.200.000 de porci și acum a trebuit să spunem că despăgubim și pe cei care au porci nedeclarați. Și sunt undeva la vreo 4 milioane de porci. Și toate prezicerile experților s-au adeverit la începutul acestei veri. Impactul pentru România în cazul pestei porcine africane va dura zeci de ani. Deci nu 5 ani, nu până... Autoritățile sunt muci, nu fac absolut nimic decât ei constată că există și vine și îți rade tot din casă. Iar rezultatele ignoranței și neputinței guvernanților se văd. Aproape 130.000 de porci au fost eutanasiați până acum și avem aproape 800 de focare de pestă în peste 160 de localități și boala se extinde. Mii de români au luat cu asalt ghișele ANAF din întreaga țară în ultima zi în care mai poți solicita restituirea taxei auto, dar și dobânda aferentă. Atenție, dacă aveți datorii la stat, trebuie întâi să le achitați, pentru ca mai apoi să așteptați restituirea acestor bani. Cei care au plătit taxa după 2013 vor primi banii până în martie 2019. Până acum, fiscul a dat înapoi 1,7 miliarde de lei. Ghișeele s-au deschis la ora 8:30 de minute. Până atunci s-au format cozi enorme. Pe ultima sută de metri, mii de șoferi se înghesuie să depună cererile pentru recuperarea taxei. După 31 august, banii mai pot fi recuperați doar prin acțiuni în instanță. La sediul ANAF din sectorul 4, cererile de restituire s-au completat în sediu, dar și afară, pe o masă veche de lemn, scoasă de bugetari pe trotuar și acoperită cu folii colorate. Unii au completat formularul cu mult timp în urmă, dar tot nu și-au văzut banii înapoi. În 2016 a achitat cu actele de buze și ne pune să revenim cu cererea, cu altă cerere ca s-a clasat asta. Oare cu ce este noi de vină? Pentru ce ne plimbă? Banii nu v-ați primit din 2016? Nu, pentru că taxa de timp de-abia de acum, de la 1 septembrie, se începe să fie achitată. Alți șoferi nici nu-și mai amintesc măcar cât au plătit statului. Sperați să mai recuperați acești bani și dobânda? Sperăm. Cum statul ne ia nou, trebuie să ne ieși de înapoi. Cu dobânda aferentă. Când ați plătit dumneavoastră taxa? În 2014. 50 de euro, 222 de lei. Când a plătit ieri taxa? În 2012, luna 8. Și de atunci a reușit să facă vreo cerere? Nu, este prima oară. De ce ați stat pe ultima 100 de metri, să zic? Nu a avut timp până acum. 1100 și ceva. De speranță, sperăm să primim bani. De ce ați venit tocmai astăzi? Am uitat. Trebuie sunt două mașini. Undeva la vreo 6.000 de lei, cred că, ambele, nu știu. Dobândă v-ați calculat? Cam cât a trebuit să luați? Nu, n-am calculat dobândă, nu știu. Eu nu știu ce dobândă e. Banii pentru taxa auto ar trebui recuperați cu dobândă până la sfârșitul anului, dacă taxa a fost achitată înainte de 2013 și până în martie anul viitor, în cazul timbrului de mediu. 636.000 dintre români au primit deja bani în cont, dar nu și dobânda aferentă de 0,02% pentru fiecare zi în care banii au stat în visteria statului. Cei care nu își primesc dobânzile pot apela la instanță. În cei 10 ani de la prima taxă auto, statul ar fi încasat bani pentru 1 milion de mașini, potrivit unor surse din administrație citate de mass media. Un individ a fost filmat în timp ce fura bicicleta unei fetițe din scara unui bloc din Timișoara. Imaginile cu bărbatul care a plecat cu bicicleta fetiței au fost date poliției, însă au fost și distribuite pe internet pentru a-l putea găsi cât mai repede pe hoț. În imaginile surprinse de camerele de filmat amplasate în scara blocului, se vede cum bărbatul tatonează terenul și după ce chiar mama fetiței a trecut pe lângă el, hoțul a acționat imediat și în numai câteva minute a plecat cu tot cu bicicletă. Atunci când a intrat în scara blocului pentru a da lovitura, hoțul s-a asigurat că nu îl vede nimeni, însă din păcate pentru el camerele de filmat au surprins întreaga scenă. Imediat cum părinții au primit filmarea, mama fetiței l-a recunoscut pe băiat, însă atunci când a trecut pe lângă el, femeia susține că s-a gândit că este un chiriaș nici de cum un hoț. Pentru a putea fi găsit mai repede, familia fetiței a distribuit filmarea pe internet și au făcut apel la cei care îl cunosc pe bărbat să îi ajute cu informații pentru a recupera bicicleta fiicei lor. De asemenea, oamenii au mers și la poliție pentru a depune plângere, dar au și lipit afișe cu poza hoțului, sperând că așa îl vor găsi cât mai repede.
Accident grav în capitală în această dimineață. Trei femei au fost pulberate de o mașină în apropierea Gării de Nord. În urma impactului, victimele au fost transportate la spital pentru că au avut nevoie de îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost dat peste cap. Ce s-a întâmplat? Dacă ați fost atent când ați văzut pietonii? Vă spun poliția ce s-a întâmplat. Înțeleg că s-a întâmplat pentru îngrijirea de pietoni. De ce nu ați oprit? Accidentul s-a produs pe calea Griviței, în apropierea Gării de Nord din București. Din spusele martorilor, cele trei femei cu vârste între 35 și 39 de ani au vrut să traverseze șoseaua cu două benzi pe sens pe trecerea de pietoni. Un șofer grăbit nu l-a observat și nu a mai apucat să frâneze la timp. Femeile au fost lovite în plin. Trei ambulanțe le-au transportat la spitalele Universitar și Floreasca din capitală. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție. Șoferul care a produs accidentul a fost verificat cu aparatul alcool test. Nu consumase băuturi alcoolice. Pe timpul cercetărilor, mai bine de jumătate de oră, traficul a fost dat peste cap. Accident teribil pe un drum județean din Brașov. Trei persoane au rămas încarcerate după ce un microbuz a intrat într-un autoturism. Una dintre victime este în stare gravă. Accidentul s-a produs în apropiere de localitatea Șona. Într-o curbă, șoferul microbuzului a pierdut controlul mașinii și a intrat frontal în autoturism. Bărbatul a fost găsit inconștient de medici. La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD. Alți doi oameni au fost transportați la spital. Traficul în zonă a fost blocat ore bune. Au fost căutări disperate în județul Dolj. O fetiță de 2 ani din localitatea Sopot a dispărut ieri de acasă. Părinții au dat alarma abia azi noapte, iar 10 de jandarmi, polițiști și pompieri au pornit imediat căutările. După aproape 9 ore, copilul a fost găsit de un localnic. Familia copilului este din Sopot și are 5 copii, iar fetița dispărută este cea mai mică. Când i-a alertat pe vecini, mama fetiței a spus că soțul era plecat cu 3 dintre copii la câmp, iar ea a rămas acasă cu fata cea mică și cu cea mare de 11 ani. Femeia a povestit că făcea treabă prin curte, fetița se juca pe lângă ea, iar la un moment dat ar fi observat că nu mai este. La început, copilul a fost căutat de părinți și vecini prin toate gospodăriile învecinate. Când oamenii au văzut că s-a întunecat, l-au anunțat pe primarul localității, care a sunat la 112. Au fost dezlocate la fața locului din cadrul ISU Dolj un ofițer, 9 suboficer și 5 elevi veniți în practică la ISU. S-a cerut sprijin la ISU Mehedinți, unde ne-au venit 5 colegi cu o cameră de termoviziune. Sunt 25 de polițiști cu 2 câini de căutare, 12 jandarmi, 20 de voluntari din sat și un echipaj la fața locului. Căutările sunt încă din timpul nopții și continuă. Nu au fost întrerupte în nicio perioadă de timp în acest decurs de 8 ore. În ajutorul salvatorilor au sărit și oamenii din sat, în speranța că vor găsi fetița în vârstă de doar 2 ani cât mai repede. Deși era întuneric, căutările nu au fost oprite deloc. Este o distanță destul de mare, sunt culturi de porumb, este pădure în zonă, este și un râu, este deal, este o zonă de deal. Până la urmă, după peste 8 ore de căutări, fetița a fost găsită de un localnic. Era într-un șanț acoperită cu frunze uscate la câțiva kilometri distanță de casă. Copila era conștientă și cooperantă, însă a fost preluată de medici pentru investigații suplimentare. Veștile sunt foarte bune. Fetița a fost găsită într-un șanț, într-o groapă, acoperită de vegetație uscată. Este conștientă, cooperantă și a fost predată echipajului SAJ pentru mai multe investigații. A fost cam la aproximativ 3-4 km de casă. We're here to lift up this family. We're here to try to put a smile on their face in the midst of death. Discutăm despre acest eveniment în desfășurare cu colega noastră Alina Angel, jurnalistă externe. Bună seara, Alina! Bun găsit, Nadia! Vedem imagini în direct așadar din Detroit, un serviciu excepțional în memoria acestei artiste deosebite. Știu că sunt foarte mulți artiști, foarte multe personalități invitate la acest eveniment. Ce poți
Mulțumesc. Da, este într-adevăr un moment foarte emoționant și trebuie spus faptul că acest eveniment este ultimul dintr-un șir de alte momente omagiale dedicate celei care a fost Aretha Franklin. De exemplu, în urmă cu 3 zile, mii de admiratori au stat la rând, la cozi uriașe, pentru a-și lua rămas bun de la regina muzicii soul în cadrul unor ceremonii speciale care au fost organizate la Muzeul Istoriei Afroamericane din Detroit. Trebuie spus că trupul ei a fost depus în interiorul clădirii într-un sicriu poleit cu aur de 24 de carate, care potrivit presei americane a costat $25,000. Practic, timp de 2 zile, americanii și-au putut lua rămas bun de la cea care va rămâne mereu regina muzicii soul. După încheierea ceremoniilor programate pentru astăzi, trupul Aretha Franklin va fi înhumat în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Dar revenind la cele ce se întâmplă acum la Greater Grace Temple, trebuie spus că evenimentul organizat astăzi a fost programat să dureze numai puțin de 5 ore și jumătate și s-a dorit ca ceremonia să fie mai mult o celebrare a vieții cântăreței și avocatei pentru drepturi civile Aretha Franklin decât un moment de despărțire. Desigur, am văzut în imagine, au fost vărsate lacrimi, dar există și un sentiment de bucurie pentru o viață dedicată muzicii în acest moment în care, iată, o lume întreagă, pentru că ceremonia este transmisă în direct pe internet, dar și de posturile de televiziune, în acest moment în care o lume întreagă își ia adio de la o legendă a muzicii soul, o voce fără egal, inconfundabilă. Am văzut că serviciul religios a început în urmă cu câteva ore și a fost oficiat de episcopul Charles Ellis al III-lea și de reverendul Robert Smith Jr. Ceremonia a început cu o reprezentație emoționantă susținută de orchestra Aretha Franklin, iar după încheierea momentului religios, nume mari din industria muzicală au omagiat-o pe cea care a fost regina fără egal a muzicii soul. Au urcat pe scenă, am văzut Faith Hill, urmată de Ariana Grande, după care a urmat un moment foarte emoționant. Familia Aretha, Yvonne, Crystal, Victor și Jordan Franklin au luat cuvântul. Discursurile au fost extrem de emoționante. Apoi fiul, unul dintre fii Aretha Franklin, Edward, a adus un tribut muzical mamei sale, iar în finalul acestui moment, necrologul a fost citit de Sabrina Owens, care este nepoata regretatei artiste. L-am văzut urcând pe scenă și pe fostul președinte american Bill Clinton, care a luat și el cuvântul, urmat de reverendul Al Sharpton, care este un cunoscut activist pentru drepturi și libertăți civile, la fel reverendul Jesse Jackson, actorul Tyler Perry, actrița Cicely Tyson și renumitul producător Clive Davis, iată nume extrem de mari care au venit și au omagiat-o pe artistă. Conform programului, ziua se va încheia cu omagii aduse de câștigătoarea premiului Oscar Jennifer Hudson, de incomparabilul Stevie Wonder și actrița și cântăreața Jennifer Holliday. Da, și să nu uităm și de foștii președinți americani, Alina, Bill Clinton, Barack Obama, care, Barack Obama, care este și el prezent, sigur, da, că da, și care a îngrijit-o foarte mult pe Aretha Franklin și a participat chiar și la ultimul concert susținut de aceasta anul trecut, în luna noiembrie. Mulțumesc foarte mult, Alina, pentru această intervenție. America este așadar în doliu după dispariția a două mari personalități, Aretha Franklin și John McCain. Sicriul cu trupul neînsuflețit al senatorului republican a fost depus în rotunda Capitoliului din Washington, D.C. O onoare rezervată celor mai marcanți cetățeni americani. Oameni politici din ambele tabere, vedete și cetățeni obișnuiți au adus un omagiu celui care a fost un mare erou și patriot american. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui John McCain a ajuns la Washington. Familia regretatului senator a fost întâmpinată de secretarul american al apărării. Cu o zi înainte, în Arizona, cei dragi au omagiat amintirea celui care a fost John McCain. Au luat cuvântul membrii ai familiei, prieteni apropiați și personalități din mai multe domenii. My name's Joe Biden. I'm a Democrat. And I love John McCain. I'm black. He was white. I'm young. He wasn't so young. He celebrated differences. He embraced humanity. Foștii președinți George Bush și Barack Obama vor ține discursuri omagiale la funeraliile lui John McCain înainte să
moară fostul senator de Arizona și a rugat familia să nu-l invite la înmormântare pe Donald Trump, așa că acesta din urmă nu va participa. După decesul lui McCain, Trump a transmis condolanțe printr-un mesaj succint pe Twitter, iar drapelul de la Casa Albă a fost arborat în Bernă mai puțin de 2 zile. În mod normal, în cazul liderilor marcanți, drapelul rămâne arborat în Bernă până în ziua înmormântării. După ce a fost criticat de americani, Trump a revenit asupra deciziei. Într-un ultim mesaj pregătit de McCain înainte de decesul său, fostul candidat republican la președinția țării a îndemnat Statele Unite să nu se ascundă în spatele zidurilor. Ne slăbim măreția când confundăm patriotismul cu rivalitățile tribale care au sădit resentimente, ură, violență în toate colțurile lumii, a mai scris McCain. Mama senatorului de Arizona, în vârstă de 106 ani, va fi prezentă la funeraliile care vor avea loc duminică în cadrul unei ceremonii private în Annapolis. Cineastul Costa Gavras a fost nevoit să infirme o știre care anunța decesul său. El a intrat în direct la postul public de televiziune din Grecia și a anunțat că este în viață și se simte bine. Îndrăgitul cineast Costa Gavras, regizor al unor pelicule de succes precum Amen, Dispărutul, Paradis în Vest, Orașul Nebun sau Stare de Asediu, a fost nevoit să infirme pentru postul public de televiziune din Grecia o informație care a anunțat decesul său și care fusese anunțată de mai multe companii mass media din lumea întreagă. Încurcătura s-a produs în urma unui mesaj fals publicat pe Twitter de pe un cont care părea să aparțină noului ministru grec al culturii. Acțiunea a fost inițiativa unui jurnalist italian care nu se află la prima abatere de acest fel. El a mai publicat deja în spațiul online știri false despre Mihail Gorbaciov, Fidel Castro sau Papa Francisc. Acesta susține că folosește tweet-urile false ca instrument de denunțare a punctelor slabe din mass media și pentru a critica fragilitatea rețelelor de socializare. Contactat prin telefon de jurnaliștii postului public de televiziune din Grecia, Costa Gavras, acum în vârstă de 85 de ani, a spus că a fost vorba despre o glumă de prost gust. Cineastul a mai povestit că a fost avertizat în legătură cu acest fake news de o jurnalistă care l-a contactat telefonic. Era foarte mulțumită că eu sunt în viață, suntem cu toții foarte mulțumiți, a glumit Costa Gavras. Cineastul s-a lansat recent într-un nou proiect, o adaptare a unei cărți scrise de fostul ministru grec de finanțe, un critic acerb al Europei liberale. Panică în centrul istoric al Romei. Acoperișul bisericii San Giuseppe dei Falernami a cedat și s-a prăbușit. La fața locului s-au deplasat carabinierii și mai multe echipaje de pompieri care au securizat zona. Incidentul s-a produs la ora locală 15. Din fericire, la acea oră lăcașul de cult era închis și niciun om nu se afla în interior. Câteva persoane treceau totuși prin piața din fața clădirii, iar martorii spun că doar un miracol a făcut să fie evitată o tragedie, având în vedere că biserica este una dintre cele mai solicitate pentru ceremoniile de nuntă. La fața locului s-au deplasat carabinierii și pompierii care au securizat zona și au început o anchetă. Încă nu se cunosc cauzele prăbușirii acoperișului, mai ales că acesta n-a dat niciodată semne că ar fi șubred. Reprezentanții Ministerului Patrimoniului Cultural din Roma au transmis că au demarat deja o investigație internă pentru a vedea cum au decurs lucrările de restaurare din ultimul deceniu, atât în interiorul cât și în exteriorul bisericii. Clădirea a fost construită între anii 1596 și 1663, iar numele bisericii se traduce Sfântul Iosif al Templarilor. Lăcașul de cult este situat în apropierea Coloseumului, la câțiva metri de Forul Roman și de Piața Veneția. Monumentul istoric Carcere Mamertino, unde au fost închiși Sfinții Petru și Pavel și deasupra căruia a fost construită biserica, nu a fost afectat de incident. Extrema dreaptă germană continuă presiunile asupra cancelarului Angela Merkel și a politicii sale privind migrația. O nouă demonstrație a avut loc aseară la Chemnitz, oraș care a devenit centrul mobilizării împotriva imigranților din Germania. Protestatarii s-au adunat în apropierea locului unde s-a desfășurat întâlnirea dintre șeful guvernului din Saxonia, membru al Partidului de Centru-Dreapta al cancelarului Angela Merkel și primarul social-democrat din Chemnitz cu locuitorii orașului într-o încercare de a calma spiritele. Demonstrația de joi a fost pașnică în contrast cu violențele de la finalul săptămânii trecute și începutul acesteia. Protestatarii s-au plâns că s-au săturat de politica ușilor deschise încurajată de cancelarul Merkel și că se simt discriminați în propria țară. Potrivit statisticilor
civililor, însă sirienii și afganii reprezintă doar 1,5% din populația orașului Chemnitz. Nemulțumirile au izbucnit după uciderea unui bărbat german la finalul săptămânii trecute, moarte de care sunt acuzați un sirian și un irachian. Deși cei doi suspecți au fost arestați, incidentul a generat atacuri asupra străinilor. O nouă manifestație a fost anunțată sâmbătă de Partidul de Extrem Dreapta Alternativă pentru Germania și Mișcarea Anti-Islam pe Ghina pentru a protesta față de crimele comise de migranți. Când nu poate să o reducă la tăcere prin tehnici de intimidare, Trump încearcă să-și folosească averea personală pentru a împiedica presa să publice informații incomode despre el. Potrivit The New York Times, președintele american a încercat să pună mâna pe toate informațiile negative adunate despre el de jurnaliștii unei publicații, pentru ca acestea să nu ajungă la public și să-i dinamiteze șansele de a deveni președinte. Trump și fostul său avocat Michael Cohen au pus la punct un plan care să-i împiedice pe jurnaliști să publice informații care ar fi dăunat imaginii lui. Practic, Trump, pe atunci candidat la președinție, s-a gândit să cumpere acele informații care, odată publicate, i-ar fi afectat reputația. Informațiile pe care ar fi dorit să le cumpere Trump acoperă o perioadă mai lungă, începând cu anii 80, și include articole mai vechi și notițe despre problemele din căsniciile președintelui, procese, dar și ponturi despre presupuse relații extraconjugale ale acestuia. Săptămâna trecută, fostul șef al biroului din Los Angeles a declarat pentru CNN că șeful American Media, compania care deține publicația în cauză, păstrează într-un seif fișierele articolelor importante, printre care și acorduri cu surse și contracte. Este vorba despre informații obținute de reporterii publicației pe atunci cu sediul în Florida, aproape de reședința Mar-a-Lago a lui Trump și care în perioada 1980-1999 au acoperit intensiv subiecte care aveau legătură cu Donald Trump. Informații pe care spun jurnaliștii de New York Times nu le găsești la o căutare pe Google, pentru că datează dintr-o perioadă în care internetul nu era o resursă la îndemâna oricui. De altfel, încercarea de a cumpăra tăcerea unor personaje incomode este o obișnuință pentru Trump. Procurorii federali au oferit dovezi că președintele american a fost implicat în încheierea unor înțelegeri cu două femei care pretindeau că au avut relații extraconjugale cu acesta. Banii au fost plătiți pentru a le închide gura înaintea alegerilor. It's already in the public domain, although the president has not publicly owned up to it, that he had been involved in paying off former mistresses, a former adult film star and a Playboy model for alleged affairs that they had with him. So it's not as if some of these things would be a surprise to the public, but the idea that there's a whole portfolio of information that Donald Trump wanted to keep private about himself, a bunch of information that they had about then private citizen Donald Trump, that would be quite a problem if it came out about President Trump. După cum a recunoscut Michael Cohen, avocatul lui Donald Trump, este vorba despre 130.000 și $150.000 care au ajuns la Stormy Daniels, actriță în filme pentru adulți, și Karen McDougal, model Playboy. Cele două femei au afirmat că au avut relații cu Donald Trump, iar banii au fost plătiți în schimburi tăcerilor. Avocatul lui Trump a declarat că a făcut aceste plăți la cererea pe atunci a candidatului Trump, cu obiectivul de a evita dezvăluiri care i-ar fi adus prejudicii acestuia. Potrivit celui mai recent sondaj citat de ABC News, 63% din americani critică prestația de președinte a lui Trump și susțin ancheta procurorului special Mueller, în timp ce jumătate din cei chestionați spun că sunt în favoarea lansării procedurii de destituire. Are la activ 10 titluri de campion mondial de wrestling și este un actor de mare succes. Dwayne Johnson, unul dintre cei mai buni luptători din toate timpurile, nu poate renunța la ring, așa că la 46 de ani, The Rock revine la prima dragoste. Actor și luptător profesionist de wrestling, supranumit The Rock în traducere stâncă, vrea din nou să se bată de adevăratele. Starul, unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood, cu avere estimată la $220 de milioane, vrea să simtă din nou plăcerea de a urca în ring, așa că a început antrenamentele de forță. După marile succese din filme pe care le-a avut începând din anul 1999, acesta a încercat să pună capăt carierei de luptător și să stea departe de ring. Însă nu a rezistat prea mult timp. Din 2004 a devenit prezentator de meciuri, dar acum nu se mai mulțumește numai cu atât. Actorul cu muși de oțel revine la prima dragoste, spune că este hotărât să obțină noi titluri mondiale. De aceea The Rock va urca din nou în ring la WrestleMania 35, campionat de lupte libere profesioniste care va avea loc la New York.
Știrile au ajuns la final, domnilor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin. Mulțumesc pentru atenție. Urmează Sorina Matei cu actualitatea românească.